A face ucenici. Sigur că imediat reverberează în mintea și sufletul nostru cuvintele Domnului nostru Isus Hristos. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. A face ucenici. Tema noastră de astăzi este inspirată dintr-un material scris de profesorul Miroslav Kish. Pe când trăia, bineînțeles, este un material din anterior. L-am cunoscut personal pe acest om al lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că în predarea dumnealui a trebuit să stau încordat, să nu pierd niciun cuvânt, pentru că orice cuvânt spunea era un cuvânt cu însemnătate și cu rost și cu conținut mare. Acesta a fost acest slujitor al cuvântului lui Dumnezeu. A face ucenici. Iubiții mei, Mântuitorul nostru ne-a chemat și cum am fi noi dacă ne-ar chema cineva? De ce mai chemat? Dacă am întrebat pe Mântuitorul, mulți sunt chemați, la ce mai chemat doamnă? Dacă am întrebat lucrul acesta, el ne va spune un singur lucru. Să vă fac pescari de oameni. Adică să vă fac de ajutor altor oameni. Să vă fac să fiți de folos și de ajutor pentru oameni ca voi, că și voi, la rândul vostru, ați fost ajutați. Veniți după mine. De ce? Unde? Scopul să vă fac pescar de oameni. Este singura chemare pe care a adresat-o Mântuitorul nou. Altfel nu ar avea niciun sens. Nu e vorba de o filozofie numită creștinism sau o ideologie de un fel sau altul. Nu e vorba de aceasta, ci e vorba de un fel de viață care la rândul ei devine pentru lumea aceasta o binecuvântare. Este un rost când pui un pom pentru un anume lucru să dești în grădina ta sau plante sau legume sau ce este acolo. Aici chemarea aceasta a uceniciei noastre este singura și singura chemare adevărată pe care a adresat-o Iisus. De celelalte chemări indiferent ce a înțeles cineva dincolo sau mai puțin decât noțiunea aceasta, nu reprezintă chemarea lui Isus. Chemarea lui Isus este simplă și directă. Te-am chemat să te fac pescar de oameni. Nu e nevoie să fii nu știu cine, nu e nevoie să te cunoască cineva, nu e nevoie să, să te scrie în vreun ziar sau în vreo publicație de vreun fel. Nu. Eu te-am chemat pe tine să fii pescar de oameni. Chiar azi dimineața am avut o discuție cu soția și am întrebat-o zi care a fost amvonul Tabitei. Știi că Tabita avea amvon. A fost un moment de zâmbet când ne-am dat seama că amvonul ei erau hainele pe care le cosea ea. Asta e tot. Acesta a fost spus când a venit Petru cu ocazia decesului Tabitei. Acesta era ambonul ei. Așadar, fără niciun fel de diferențiere, fără niciun fel de clasificare, de stratificare, de scara importanței. Dumnezeu te-a chemat și ne-a chemat pe fiecare dintre noi, în locul în care suntem, în forma în care suntem chemați să lucrăm, să fim pescari de oameni, adică ajutor, binecuvântare pentru omul de lângă noi. Aceasta este chemarea noastră. Și chemarea noastră are aceste două aspecte, adică în apelul lui Isus are aceste două aspecte, este chemarea din la mine ca să te fac pe scar de oameni și este trimiterea apoi în care spune duceți-vă și faceți ucenici. E posibil că cineva se duce și face politică bisericească sau comerț din acesta cu valori, cu suflete, cu diverse manifestări. Un om poate să facă ceea ce alege să facă, potrivit valorilor lui. Dar dacă cineva dorește cu adevărat să primească. Prin chemarea de la Isus, e chemat să fie pescar de oameni, adică ajutor pentru cei din casa ta și pentru cei de lângă tine, și este trimis la rândul lui să facă ucenici ai Domnului. Legătura aceasta este foarte strânsă. V-am trimis, v-am chemat la mine, veniți să vă fac pescar de oameni, cu scopul de a vă trimite ca, să, ca voi, la rândul vostru, să faceți ucenici ai Domnului. Acesta e rodul. Acesta este lucru pentru care Dumnezeu a plantat pomul vieții în ființa noastră. Este în materialul lui Miroslav adus în atenția noastră cazul lui Simon din Cirena. Este o întâmplare de-a dreptul dramatică. Ei au pus mâna pe el și au pus crucea în spate, crucea lui Isus. De ce ni se dă acest exemplu? Ca prin el să arate bunul Dumnezeu cum răspunde cineva invitației de a fi ucenic? Știți ce s-a întâmplat cu omul acesta? Care probabil la început a fost foarte nelămurit, dacă nu cumva a fost mânia teribil să pună mâinile pe el, i-au pus crucea în spate și l a obligat să o care mai departe. Mergând în prezența lui Isus, s-a întâmplat ceva de neimaginat în viața și ființa lui. A devenit ucenic al lui Isus. Și trimis să devină pescar de oameni, întâlnim numele lui în Antiohia se pare că mai târziu s-a mutat la Romă, are doi fii care sunt de asemenea slujitori ai Cuvântului Dumnezeu, sunt salutați în epistola către romani și asta s-a întâmplat, a devenit ucenic al lui Isus, a devenit pescar de oameni, omul acesta, pescar de oameni însemnând slujitor al celor de lângă tine pentru ca ei să poată deveni ucenici ai Domnului. Viața noastră trebuie să fie de așa natură încât să poată răspunde frumos și afirmativ unei întrebări. Ai ajutat tu prin viața ta pe aproapele tău să devine ucenic al Domnului. Faptele tale, vorbele tale, purtarea ta. Ajuta pe copiii tăi din casa ta să devină ucenici ai Domnului. Acest lucru este de, de atât de mare însemnătate. Veniți! Ca să vă fac pescari de oameni, și duceți-vă ca să faceți ucenici. Niciodată n-ar trebui să privim mijloacele prin care Dumnezeu ne cheamă la El și ne trimite în lucrarea Sa, n-ar trebui să le privim ca pe ceva ciudat, spune Petru. Nu. Sunt adecvate. M-au întrebat studenții într-o seară aici. Bine, dar când tu ai devenit creștin? Ce s-a întâmplat? Ce glas ai auzit? Sau ce Spune-ne ce s-a întâmplat când ai devenit creștin. Și le-am n-am auzit niciun glas, nu s-a întâmplat nicio minune, am simțit chemarea aceasta și îndemnul acesta în sufletul meu. Mă tem că ființa mea era atât de fragilă, de șubredă în acel moment, încât dacă mi-ar fi vorbit vreun glas, probabil că l-aș fi respins pe loc. Dar ați observat că Dumnezeu vorbește ca un susur blând. Nu totdeauna a vorbit așa, la Sinaia a vorbit de atunat. Dar acolo când a fost Ilie, a știut cât de slabă este ființa lui și n-a tunat de pe muntele acela. N-a vorbit din furtuna aceea care spinte ca stâncile, ci a vorbit din acel susur blând. Așa lucrează el cu fiecare dintre noi așa lucrează cu sufletul tău, cu sufletul meu, atât în ce privește chemarea la el, cât și în ce privește trimiterea noastră în această lume. El nu a promis vreodată că vom fi scutiți de încercări, dar ne-a promis că va transforma absolut totul spre binele și binecuvântarea vieții noastre de ucenici. Rodul nostru pe pământul acesta nu este să facem oamenii ca noi, să devină ca noi. Ocolești pământul să faci un om ca tine și după aceea el devine un fiu al genei de două ori mai rău ca tine. Adică înrăutățești lumea în care trăiești, ai găsit o lume decât de cât bună când ai venit și lași în urma ta o lume de două ori mai rea din cauza furtării tale. Dumnezeu a promis că pentru acela a cărui inimă se deschide către el, atât chemarea cât și trimiterea noastră, acestea se vor împleti și vor rodi într-o lume de ucenici. Vom lăsa în urma noastră o seamă de ucenici ai Domnului. Există oamenii lui Dumnezeu cu totul anonimi. Niciodată până la ziua de apoi cineva nu va ști datorită cui este un ucenic al Domnului astăzi, dar acolo va ști, acolo se știe clar, niciun pahar de apă nu se pierde. Așadar, tot ce se poate face în viața și ființa ta cu privire la a fi un ucenic al Domnului și a conduce pe alți oameni la Domnul să devină ucenice ai Lui, tot ce se poate face în această privință, fă cu toată puterea ta, fiindcă în locuința morților în care mergi nu mai este acest, această posibilitate. În dreptul copiilor tăi și în dreptul bisericii și în dreptul oamenilor din jurul tău. Ai un singur prilej de a face lucrul ăsta, se numește viață. A trecut prilejul acesta, viața s-a încheiat. De aceea, să, totdeauna să închinăm viața noastră, să folosim prilejul acesta într-o singură direcție. Ce pot face eu pentru omul de lângă mine ca el să devină ucenic al Domnului? Ați observat că am fost o divizare în biserică, eu sunt cu Apolo, eu sunt cu Pavel, eu sunt cu Petru, eu sunt cu... Nu face lucrul acesta niciodată. Tu ești ucenic al Domnului. Oh, eu sunt creștin de cutare tare fel, eu sunt creștin de cutare fel, eu sunt de cutare fel, eu sunt cel mai cu moți, eu, sunt, -am, eu sunt cel mai înțe. Nu, nu, niciodată. Ucenic al Domnului este titlul cel mai înalt, nu există niciun fel de, de alternativă la a fi ucenic al Domnului. De aceea Pavel Apostolul îi întreabă, păi Petru a fost răstignit pentru voi sau Pavel a fost răstignit pentru voi? Cum? Voi, eu sunt ucenicul lui Cutare, eu sunt ucenicul lui Cutare. noi suntem chemați mult mai înalt decât cel mai înalt între oameni, să zicem. Suntem chemați să fim ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos a fi ucenic al Domnului Isus înseamnă, ne, ne, scrie Miroslav, înseamnă să fii instrumentul prin care Dumnezeu să poată ajunge la copii să-i înstrăinați și să-i roage să se întoarcă acasă. Ei trebuie să vadă în tine o pildă. Pavel spune, eu am fost cel mai rău, dar Dumnezeu m-a ales ca să arate în mine, să dea o speranță și altuia, care este, suferă la, de aceeași boală ca mine, străinat de Dumnezeu, să dea o speranță în mine. Și cine te vede și îți cunoaște viața și pe cea dinainte, să spună așa, păi dacă Dumnezeu a putut să schimbe viața omului acestuia și să o transforme în acest fel, și viața mea poate fi schimbată și transformată. Este așa de bine binecuvântat lucrul acesta. Noi suntem chemați să facem o singură lucrare pe pământ. Aceasta e singura lucrare a lui Dumnezeu. Să contribuim prin viața și ființa noastră la a deschide drumul cuiva spre Hristos, calea către Hristos. Asta este tot. Să ne luptăm prin ceea ce facem și prin ceea ce vorbim, să lăsăm pe un om în prezența Domnului, în dialog cu Domnul și liniștit să ne întoarcem în viața noastră în speranța și cu siguranța că Domnul Isus Hristos știe să vorbească cu Ființa aceasta. Am avut multe ocazii în viață în care am învățat și am căutat să conduc un om în prezența Domnului și m-am dat imediat la o parte. Am mediat în diferite situații și mi-aduc aminte că astăzi o situație cu totul și cu totul dramatică. A fost vecină cu moartea și câte lucruri s-au mai trecut acolo și. Stăteam în locul acesta căutând, răspunzând chemării lui Dumnezeu, te a chemat să, fii, să pescuiești pe omul din apele în care se scufundă și moare, să pescuiești familia asta, să-i scoți pe scar de oameni și de asemenea te a chemat să-i conduci să devine ucenice ai Domnului. Și m-am gândit ce se poate face altceva decât a conduce acest om în prezența lui Dumnezeu. Și întrebarea mea către inima lui, și poate chiar acum Mă aude și recunoaște starea aceasta. Îndemnul a fost acesta. Dacă bunul Dumnezeu ar dori să îți schimbe inima, ești de acord. Și el a spus, da. Bine zic, spune lucrul acesta, domnului, în rugăciunea pe care o vom rosti împreună. Ne-am plecat în genunchi și el a spus, domnule aceste lucruri. Dacă tu dorești să-mi schimbi inima, Doamne, sunt gata. Ce credeți că s-a întâmplat? Exact așa. Domnul a schimbat inima împreună cu un colegul meu, Dan Ciobanu, am fost pe genunchi cu omul acesta și astăzi, după foarte mulți ani, ne uităm la viața lor de ucenici ai lui Isus și copiii lor sunt ucenici ai Domnului prin viața lor. Nu suntem chemați la altceva. Noi suntem, spune 2 Corinteni 5.20, suntem primiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de șmecheriile noastre, scrie Miroslav Wolf, de tehnicile noastre de spălarea creierului sau de priceperea noastră în a folosi frica și intimidarea ca să manevrăm pe cineva în direcția în care am vrea. Niciodată lucrul acesta. Chiar m-a solicitat un profesor și-a spus că îmi va plăti niște cursuri de NLP, neuro, linguistic program, ceva de felul ăsta pentru a știu, eu a manevra mase de oameni. Și am spus nu, nu, nu am nici darul și nici chemarea de a face lucrul acesta. Tot ce pot să fac este, cum am descris într-un text pe care l-am scris, o referire a soției. I-a zis, nu, soțul nu este doctor sau el este șofer de salvare. El conduce oamenii la doctor. Acest lucru, la aceasta suntem noi chemați cu toții. Vă rugăm fierbinte în numele Domnului, împrieteniți-vă, împăcați-vă, scrie cuvântul lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și la aceasta să ne ajuți Tu pe pământul acesta, Doamne, Dumnezeul nostru, cu privire la copiii noștri și la casa Ta și la toți aceia care se vor întoarce la Tine, Doamne, prin lucrarea vieții noastre. Ajută-ne să putem rosti cu ființa noastră în chemarea Ta de a fi pescar de oameni, în trimiterea Ta de a face ucenici pentru numele Tău. Dă-ne puterea, Doamne, ca viața noastră să rostească mesajul acesta. Împăcați-vă cu Dumnezeu!